Nordul de vreme rea și-a făcut simțită prezența la altitudini mari de peste 1700 de metri. Meteorologul de serviciu de la stația meteo de pe vârful Omu a transmis mai multe live-uri în care se observă cum zona montană este acoperită de o ninsoare abundentă în timp ce vântul suflă cu putere. Potrivit avertizărilor emise în zona Carpaților Oriental și Meridional la altitudini de peste 1700 de metri, s-a instituit un cod galben de ninsori și intensificări ale vântului valabil în perioada 29 septembrie ora 20 până la 1 octombrie. La ora 2 a fost la poziție, s-a transformat în soare. Specialiștii spun că la aceste altitudini precipitațiile formate sunt sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul suflă cu viteze de până la 90 de km pe oră, ceea ce va reduce vizibilitatea și va îngreuna deplasările în zonă. Cei care se află sau intenționează să urce pe munți sunt sfătuiți să fie extrem de precauți și să se informeze constant despre evoluția condițiilor meteo. Autoritățile recomandă echiparea corespunzătoare și evitarea traseelor montane dificile în această perioadă. A nins abundent și pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit cu un utilaj dotat cu lamă și totodată au răspândit și material antiderapant.